3Net Radio. More music, more colours. Net Radio. Colour up your life. Open mic. Be a volunteer. Do something for the others. With Mudder on 3Net Radio. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Madalina Ion. Se reactivează microfonul deschis după o bine meritată perioadă de vacanță. În această seară vrem să venim în sprijinul elevilor, dar și al părinților cu informații utile privind opționalele școlare. Tocmai de aceea am invitat în studioul nostru aici la Radio 3Net două cadre didactice de la școala numărul 1 Sfinții Voievozi din București. Este vorba despre Cristina Vasilescu, profesoară de limbă engleză. Bună seara! Bine ați venit! Bună seara! Mulțumim de invitație și la mulți ani tuturor ascultătorilor. Tuturor celor cu nume de sfânt, da? Și tuturor celor care își serbează ziua de naștere astăzi, după caz. De asemenea, vreau să vă prezint pe Rodica Pană, învățătoare la aceeași școală. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit și eu! Mă bucur că n-aveți sărbătoriță în familie, ca să nu vă stric seara! În primul rând, vreau să vă rog să precizați pentru cei care ne urmăresc. Mi-aș dori să fie cât mai mulți părinți, dar și elevi. Care este diferența dintre opțional și alternativ? Pentru că eu, din experiență, suntem clasa 5 acum, băiatul meu trece clasa 5, am constatat că e o bulibășeală totală în mintea unor părinți, încurcă manualul alternativ cu disciplina opțională, nu știu, e așa un fel de nebuloasă și vreau pe dumneavoastră să vă rog ca în seara aceasta să faceți clar distinția între alternativ și opțional. Vom încerca, deși teoretic nu este nicio legătură între cele două. Nu, tocmai, da, nu știu da. De ce... Nu înțelegem de unde această confuzie, exact. Da, deci există un curriculum național, da, acolo avem acele trunchiuri comune, acele discipline, ca să explic pe înțelesul tuturor, pe care le studiază practic toți elevii din aceeași serie, da? Toți elevii de clasa a doua vor studia un număr de ore de limbă română pe săptămână, da? Și conform planului cadru, elevii au dreptul să opteze pentru o disciplină, vom face mai târziu precizările necesare, da? Oricare, da, din ceea ce oferă școala, din oferta educațională a școlii, disciplină care, chiar dacă este tot limba engleză, va avea însă rubrică separată în catalog și elevii vor fi notați pentru distinct, practic, da, vor fi alte note, aceea disciplină având o medie separată în catalog. În ceea ce privește manuale alternative, sunt manuale care provin de la diferite edituri practic. Exact. Ele ajung în fiecare școală la începutul anului școlar. Profesorii în comisiile metodice le studiază și decid împreună care ar fi cel mai potrivit manual. Sigur da. Că da. Multe manuale au un pachet larg, în sensul că includ și un curs practic, includ o casetă audio sau un CD, mă rog. Astăzi avem chiar acele softuri educaționale pentru tablele inteligente. Deci depinde și de acest pachet, da, pentru care pot opta. Manualele urmând a fi studiate, bineînțeles, pe parcursul mai multor ani, mai multor serii, mai mulți elevi vor parcurge manualul respectiv. Manualele se schimbă la câțiva ani de zile, după cum știți. Și poate că la un moment dat și comisia metodică vrea să opteze pentru o altă editură, ceva, da? Da, mai schimbăm da. Un pic. Sigur ceva, te rog, Rodica, da. Am văzut că vrei să intervii. Și în cazul copiilor până în clasa 1-4, aceeași situație este. Manualele alternative apar pentru disciplinele obligatorii. Deci pentru aceeași disciplină găsim o varietate de manuale, iar
comisiei și părinților împreună le revine această sarcină de a opta, bineînțeles, cu un timp util, nu în timpul anului școlar, ci cu un an școlar înainte, ca să se poată comanda manualele, pe când disciplina opțională este o altă disciplină care și ea, la rândul ei, poate avea un manual sau o serie de manuale alternative dintre care să se poată alege. Suntem și sunteți la microfonul deschis, ediția din 8 septembrie consacrată opționalelor școlare și vedem noi, poate că mai atingem și alte subiecte de interes acum, cu o săptămână înainte de deschiderea noului an școlar. Ne întoarcem în câteva minute. Cristina Vasilescu, profesoară de limbă engleză, Rodica Pană, învățătoare, ambele cadre didactice la școala numărul 1 Sfinții Voievozi din București, în această seară, aici la microfonul deschis, aici la Radio 3net, ne ajută să lămurim problema opționalelor școlare. Începând cu 15 septembrie, părinții școlarilor vor avea de ales alături de cei mici câteva opționale la care aceștia vor participa în afara orelor de curs obișnuite. Cine poate preda disciplina opțională și la ce ajută aceste opționale? Disciplina opțională poate fi predată, vorbesc în cazul copiilor până în clasa a patra, chiar de învățătorul clasei și este recomandat la cei mici să fie predat de învățătorul clasei pentru a asigura o continuitate în ceea ce se predă. Cei mici sunt mai sensibili la schimbarea profesorului din fața lor și atunci este mai bine pentru ei să recunoască persoana pe care o văd, aceeași persoană pe care o știu, și astfel stresul pentru ei este diminuat. Bineînțeles, poate fi predat de un alt profesor al școlii, depinde de disciplina opțională aleasă. Spre exemplu, dacă sunt limbi străine, cum este cazul școlii noastre, unde suntem axați pe limbile străine, fiind o școală cu clase de intensiv, poate fi predat de unul din profesorii școlii. Nu excludem să fie predată și de altcineva din afara școlii, dacă disciplina opțională necesită o anumită specializare, să spunem, cum sunt acum vehiculate șah sau urbanism sau, eu știu, educație financiară. Iar aceste discipline opționale sunt benefice pentru că aduc o pată de, să spunem, creativitate. Și din partea cadrului didactic, care se poate manifesta în afara limitelor impuse de programă, să zicem, da. Dar și din partea părinților, care pot contribui la facerea acestui opțional. Dacă spunem că îl alegem cu un an înainte, ei pot veni cu propuneri de a înființa anumite opționale care poate nu fusese cuprinse în oferta școlii. Pentru că, în fond, este un vot pentru viitorul copiilor, da? Da, alegem ceea ce pare elocvent pentru educația lor. Așa se întâmplă și în ciclul gimnazial? Aproximativ la fel, nu este practic nicio diferență. Orice cadru didactic poate să predea un curs opțional. Acum depinde de felul în care este ales acesta și, cum spunea și Rodica aici, de obicei disciplinele opționale se aleg cu un an înainte, se discută în ședința cu părinții, da? Dirigintele sau managerul clasei, cum se spune acum, vine cu acea ofertă educațională a școlii. Spune? Da. Știa, nu se mai spune dirigintele. Este un termen nou, da. De ce? Asta e propriu. Managerul clasei? Nu, nu, nu. Ideea este că înglobează și învățătorii și diriginții. Și practic procedura este aceeași. Deci la ședința cu părinții undeva în primăvară, dacă mi-aduc aminte, prin februarie, martie, se discută acest aspect. Și ar trebui ca părinții și cadrele didactice împreună să ia o decizie corectă, pentru că, din păcate, planul cadru cuprinde doar o oră de opțional pe săptămână. Asta ar însemna că ar trebui să valorifice acel timp cât mai bine posibil. În general, care sunt demersurile necesare pentru vizarea și aprobarea disciplinelor opționale? Da, vă spuneam că mai întâi se discută într-o ședință cu părinții. Cadrele didactice cunosc de fiecare dată specificul fiecarei clase la care lucrează și vin cu propuneri.
În general, la clasele de gimnaziu, întrucât pe elevii așteaptă un examen la sfârșit de clasa 8-a, părinții doresc să opteze pentru niște ore suplimentare de limba română, matematică sau limbă străină. Și e bine așa? Adică nu știu dacă pentru elev este foarte bine, fiindcă el dorește și altceva. Corect, este foarte adevărat, este foarte adevărat. Din păcate, de obicei, mai mult părinții sunt cei care decid. La fel și cadrele didactice, pentru că simt că nu este suficient ceea ce se face în orele de trunchiul comun, că probabil timpul nu ajunge pentru a acoperi programa. Într-adevăr, programele sunt foarte încărcate. Se ia decizia de comun acord. Este bine ca la nivelul unui efectiv de elevi să existe o alegere unitară, respectiv majoritatea se cam supune minorității, invers, mă iertați, minoritatea supune majorității în acest caz, da, pentru că altfel ar fi foarte greu de întocmit un orar la nivelul școlii, astfel încât elevii care nu aleg, da, ca și majoritatea, să studieze un alt opțional, să fie notați altfel în catalog și așa mai departe. Deci ar fi foarte dificil și atunci alegerea trebuie făcută la nivelul întregii clase. După care cadrul didactic de specialitate întocmește o programă, o propunere de programă care cuprinde o nouă argumentare, obiectivele, cadrul și de referință ale disciplinei, modalități de evaluare și trebuie să aibă și o bibliografie, o sitografie. O duce la, în luna mai, cam așa se întâmplă conform calendarului, la inspectorat. Inspectorul de specialitate o vizează sau solicită ceva modificări, poate îi adaugă și un suport de curs și cu programa la sub braț, la 15 septembrie intră la clasă. Doamne, și demersurile astea, hârtii peste hârtii, da, aprobări peste aprobări, da. Nu vă scot din circuit? Nu neapărat, ne intră în obișnuință la un moment dat. Acum că începe școala, noi deja suntem pregătiți. Și în fond sunt utile, pentru că un opțional nu este așa, să spunem, o joacă pur și simplu, ci trebuie să aibă niște obiective bine stabilite, pe care cadrul didactic știe să le pună în așa fel încât să se, să spunem, să se cupleze și cu conținuturile, dar în același timp să se adapteze și specificului clasei, să facă oarecum această materie atractivă, să nu fie și ea o corvoadă pentru elev, ci să fie o oră la care să se participe cu plăcere, o oră care să devină interactivă, practic, să nu fie ceva pasiv, ceva doar unilateral din partea cadrului didactic și elevul să fie așa doar un subiect pasiv, ci să fie activ. Elevii sunt întrebați de către manager dacă preferă ceva anume. Asta, lăsând la o parte discuțiile purtate cu părinții în întâlnirile de la școală, în ședințele cu părinții. Ei sunt întrebați dacă doresc să studieze pe lângă materiile prevăzute de programă ceva anume? La școlile generale este puțin mai greu să avem astfel de discuții cu ei, pentru că încă nu conștientizează atât de mult ce și-ar dori să facă, încă nu realizează. Poate spre liceu, poate elevii de liceu sunt puțin mai deschiși și poate acolo să se întâmple astfel de lucruri, dar la școala generală de obicei părinții împreună cu profesorii optează. Eu mi-aduc aminte, ca să completez cumva întrebarea, i-am mai întrebat, apropo de orele pe care le desfășor, fiind profesor de limba engleză, i-am mai întrebat dacă și-a dorit ceva anume, și foarte rar obțin răspunsuri, adică este foarte greu când nici ei nu știu ce își doresc să le poți oferi ceva. Așa că experimentăm, facem un blog în limba engleză, ne filmăm în limba engleză prezentând știri și așa mai departe. Adică încerc eu să vin cu ceva. N-am auzit de lucrurile astea frumoase. Mă bucur că se întâmplă acolo. Mulțumim frumos, da. Bine, noua tendință a învățământului, începând chiar cu cei mici, este această abordare tematică. Învățământul să capete sens pentru elevi, cel puțin noi care lucrăm acum după noua programă și noul plan cadru, așa percepem activitatea la clasă. Practic abordăm o anumită temă și aceste teme totuși sunt stabilite împreună cu elevii, chiar așa cum sunt ei mici, sunt întrebați ce anume interesează și, pornind de la interesele lor, că sunt dinozauri, că sunt jucării, legăm conținutul didactic de acel univers tematic care lor le face plăcere și contextul respectiv este mult mai plăcut pentru ei, învață cu drag.
ceea ce au de învățat. Ați constatat un anumit interes mărit pentru opționale de mișcare, dans, sănătate, stil de viață sănătos, urbanism, că tot discutam noi de arhitectură, și șah, din câte am auzit. La noi la școală, acum câțiva ani, părinții au solicitat un curs opțional de dans și mișcare. Avem, chiar și acum se desfășoară, avem ansamblul Clopoței, cum se numește, uh-huh. și se întâlnesc în fiecare zi, repet, avem premii câștigate la concursuri internaționale, s-au ținut de treabă foarte serios. Da, adică până la urmă a fost un efort care a meritat și care a dat și roade. Deci se poate, poți să solicite și așa ceva. Acest curs opțional este susținut de o doamnă coregraf, da? Și eforturile pentru realizarea costumelor, de exemplu, și pentru deplasările în străinătate se fac prin Asociația de Părinți, da, care are statut juridic, da, puternică acolo. Pentru că acum funcționează ca orice ONG, dar are statut juridic, personalitate juridică. Și bineînțeles că atrăgând și sponsorizări, și atunci lucrurile merg cumva mai ușor din acest punct de vedere, pentru că știu că de fiecare dată părinții ridică aceste probleme legate de cheltuielile pentru susținerea unui curs opțional. Apropo de cheltuieli, probabil că tot părinții găsesc metode în ceea ce privește achiziționarea auxiliarelor pentru disciplinele opționale, nu? Da, la noi la școală chiar așa se întâmplă. Am să vă dau exemplu de la Catedra de Limba Engleză, că tot lucrez cu asta zi de zi. Acum câțiva ani de zile am introdus la clasele mie, la clasa 1, cursul opțional Magic English. Uh-huh. Și doream să achiziționăm un anumit manual. Erau personaje foarte interesante, foarte amuzante, și manualul respectiv dispunea și de un soft interactiv pentru tablele acestea interactive. Softul costa foarte mult. Ca să vă spun o cifră, era undeva la 1200 de lei doar softul, ceea ce ar fi fost enorm chiar și pentru colectivul de părinți de la vremea respectivă, de la clasa, acea clasă întâi. Dar pentru că am făcut un efort prin Asociația de Părinți deja la nivelul întregii școli, s-a cumpărat un set de manuale, și odată ce am cumpărat setul de manuale, am primit setul ca și softul educațional ca și bonus, și setul de manuale a rămas în baza materială a școlii în regim de bibliotecă, adică îl folosim în fiecare an cu următoarele clase întâi. Deci părinții nu mai sunt obligați în fiecare an să-și achiziționeze acel manual. O mișcare strategică. Suntem la microfonul deschis. Discutăm despre opționalele școlare și vă promitem că revenim în câteva minute. Freenet Radio. Coloring your life. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. This is 3net Radio, streaming live from the House of Radio in Bucharest, Romania. Stay tuned for more music and more colors. Despre opționalele școlare ne-am propus să vorbim în această seară, atât cât se poate, măcar aspectele importante să reușim să le punctăm. Și alături de mine, în studioul Radio 3net, se află două cadre didactice de la școala numărul 1, Sfinții Voievozi din București. Cristina Vasilescu este profesoară de limbă engleză și Rodica Pană, învățătoare. Apropo de ce discutam un pic mai devreme, Rodica, să nu-ți uiți ideea, știu că ai vrut să intervii la un moment dat și mi-ai și mărturisit că ești strong pe backup. Te lăsăm pe tine să completezi ceea ce începusem să discutăm înainte de melodie, și apoi vreau să-mi răspundeți la următoarea întrebare. Dacă cumva aceste discipline opționale încarcă foarte tare programa, cadru care deja este, din punctul de vedere al unor părinți, să zicem, și elevi, care este deja, care este deja stufoasă. Păi încep cu sfârșitul, ca să
Așa. În primul rând, cel puțin la clasele pregătitoare și 1-4, acel opțional poate să existe sau poate să nu existe. Planul cadru ne oferă această șansă și anume să mergem în acest interval 0-1 pe săptămână. De aceea, acolo unde comitetul de părinți al clasei împreună cu învățătorul consideră că nu ar fi cazul unei alte ore, se poate foarte ușor renunța la acea oră de opțional. Dar, legând cu ceea ce vorbeam mai devreme și anume de opționalele mai dinamice, acea oră poate fi cuprinsă în programul elevului dacă acel opțional include și latura aceasta de mișcare și joc. Cel puțin la clasele mici se poate îmbina foarte ușor învățământul, învățarea și jocul, ba chiar dă rezultate mult mai bune. De aceea, disciplinele opționale cross-curriculare, cum se numesc ele, adică cele care îmbină conținuturi din mai multe arii curriculare, să spunem limbă și comunicare sau matematică și explorarea mediului, îmbinate cu muzică, de ce nu, cu activități fizice, cu jocuri didactice, acestea vin chiar să aducă, să spunem, o notă de veselie în planul cadru și chiar în orarul copilului, care așteaptă cu bucurie acea oră, chiar dacă și în ora respectivă, să spunem că jucăm un joc de alergate, de leapșa, să spunem, cu înmulțiri sau eu știu ce alt joc de-al lor în care introducem cunoștințe din învățământ, din celelalte discipline pe care le-au studiat. Ai atins-o la altă latură a discuției noastre. Tipul de opționale. Spuneai ceva despre cele cross-curriculare. Ce alte tipuri de opționale există? Tipul opționalului poate fi la nivelul disciplinei, da, adică este de o anumită disciplină, limba engleză, matematică și așa mai departe, cele clasice pe care le știm cu toții și care se regăsesc în catalog. Apoi sunt cele la nivelul ariei curriculare, acolo unde putem să îmbinăm, de exemplu, o limbă străină și limba română sau matematica și fizica, deci în orice astfel de combinație, da? Istoria cu geografia le putem combina într-un alt opțional. Profesorii de specialitate pot fi suficient de creativi încât să vină cu niște programe interesante pentru copii. Și mai sunt cele cross-curriculare, da? Adică o disciplină dintr-o arie curriculară combinată cu o disciplină dintr-o altă arie curriculară, cum spunea și Rodica, fac, de exemplu, geografia Angliei în limba engleză. Lucru care se și întâmplă acolo unde există clase cu statut bilingv, da? La licee în general, din câte știu eu, sau pot să studiez, nu știu, chimie și arte, da. Sau chimie cu biologie. Sunt din aceeași, sunt tot din cadrul științelor, sunt tot din cadrul științelor, da. Deci legat de limbile străine, dacă elevii ar dori la școala unde activați, de exemplu, să studieze pe lângă engleză și franceză, nu știu, o altă limbă străină, poate o limbă străină mai rară, mai puțin predată și vorbită în școlile noastre, se poate? Sigur că se poate. Chiar acum câțiva ani am avut un astfel de exemplu. Nu o limbă rară, e adevărat, e vorba despre limba germană. O colegă de cancelarie, puțin mai grea, o colegă de cancelarie care avea ca specialitate și limba germană a întocmit o astfel de propunere de programă pentru curs opțional și s-a studiat timp de câțiva ani de zile. Într-adevăr, există și astfel de solicitări, dar sunt din păcate rare și atunci nu ne încadrăm în acel principiu despre care... Da. Nu întruniți voturile. Sigur că da. Necesare. Dar, repet, se poate întâmpla acest lucru printr-o colaborare cu cineva din afara școlii, cu un cadru didactic de la o altă școală, da? Întrunind criteriile cu realizarea unei programe și numărul de elevi, cu efectivul de elevi. Pot să apară astfel de cerințe și la clasele mici? Pot apărea, bineînțeles. Ideea este că politica, în general, la nivelul opționalelor, este de a se merge oarecum unitar pentru mai mulți ani școlari. Este și mai bine pentru elev, pentru că poate aprofunda ceea ce a început,
Și creează totuși o unitate la nivelul, să spunem, claselor 1-4 sau mai departe. E mai bine decât să se schimbe în fiecare an opționalul. Nu se poate ajunge la niciun rezultat elocvent așa. Da, mai ales dacă este vorba despre o limbă străină. Da, la nivel de clasă pregătitoare, pe ce ar fi bine să se axeze cadrele didactice, părinții, ca și opțional, evident. Ca opțional, eu ca și învățător și care m-am confruntat cu astfel de clasă și încă cu succes, o să mă laud chiar. Felicitări! S-ar preta foarte bine un opțional care să-l ajute pe copil să se integreze în acest mediu nou școlar. Și atunci nu neapărat, să spunem, o limbă străină pe care oricum o are deja în trunchiul comun, cât mai repede un opțional care să îmbine latura de comunicare, de comportament moral-civic, în același timp și dinamism și jocuri de cunoaștere, de stimulare a lucrurilor în echipă și de acomodare în general cu acest program, cu viața școlară. Pot fi opționale care să le stârnească interesul pentru diverse arii, pentru că este momentul de tatonare, pentru a vedea fiecare către ce se îndreaptă, unde este, unde pune sufletul mai mult. Da, interesul normal. Exact. Unde, să dăm așa ca un exemplu, un opțional cu un titlu, să spunem, micii jurnaliști. Ar fi un opțional foarte bun, pentru că îi face pe copii să lucreze împreună, să-și, prin acel joc aș lua interviuri, dezvoltăm și comunicarea, plus că putem atinge orice temă, din orice domeniu. Da, un domeniu care îi pasionează, absolut, și îi interesează. O foarte bună idee, având în vedere că au apărut tot felul de școli particulare, de radio, televiziune, pentru cei mici, unde cotizăm puternic, ca să spun așa. E mult mai bună varianta unui opțional, da? Și atingem în același timp și partea de sănătate cu acesta, ținând cont că atunci când jurnalistul, reporterul se prezintă la televizor, trebuie să adopte o anumită ținută și în felul acesta corectăm și postura în bancă. Corect, așa e. Așa este. Doream să vă întreb și despre cum se lucrează la elaborarea programelor vizând opționalele, dar deja s-au făcut referiri. Urmează două întrebări care nu ating neapărat opționalele. Ziceam de clasa aceasta pregătitoare. De exemplu, Rodica, ca și învățătoare, consider că e bună mutarea grupei de pregătitoare de la grădiniță la școală? Atâta timp cât este bine înțeleasă, da. Și bine făcută, bineînțeles, pentru că îl eliberează pe elev de un stres foarte mare care era asupra lui în clasa 1. Și anume, în clasa pregătitoare, deja elevul se obișnuiește cu mediul școlar, cu un program, cu o postură, cu un mediu care ar fi străin. În clasa 1 s-ar acumula, în varianta tradițională, foarte multe lucruri noi, și anume și programul zilnic, total diferit de ce a făcut până atunci, și statul foarte mult la bancă, așa, plus conținuturi. Și învățăm să citim, deci literele de tipar. Este mult pentru un copil dacă stăm să ne gândim și le și scriem în același timp. Trecem și la matematică, și cifre, și conceptul de numărare, și calcul. Foarte mult pentru clasa 1. Clasa pregătitoare, prin joc, scoate anumite conținuturi, și anume litere de tipar, numere până la 31 și așa mai departe, și eliberează copilul și de stresul acestui nou program. Da, ca să nu spun ca un cu totul alt program, da, nu ca la grădinița de dimineață până seara la 5-6 când vin părinții să ne ai. Îi obligăm să se adapteze și eliberarea asta de stres este foarte importantă. Pot să întăresc ideea Rodicăi, eu ca și mămică, pentru că tocmai ce am trecut prin această experiență și eu zic că este într-adevăr un lucru bun. Adică dacă ne este pregătim făcut, de clasa 1, să acum înțeleg. Intrăm în clasa 1, deja am trecut prin clasa pregătitoare și, repet, dacă lucrurile sunt făcute bine în fiecare școală, da, copiii având spațiul necesar unde să mănânce de prânz, să se odihnească după masa de prânz și să aștepte venirea părinților de la serviciu, atunci nu are de ce să nu fie un lucru bun. A doua întrebare se lega de caietele de teme pentru vacanță. Din punctul vostru de vedere,
este bună varianta asta? Obligatorie știu că nu este. Ca orice lucru din lumea asta, are și partea negativă și partea pozitivă. În primul rând, părintele are nevoie de un sprijin în timpul vacanței, pentru că este bine ca elevul nu neapărat impus să aibă un plan de studiu în vacanță ca și cel de școală, dar totuși o anumită recapitulare nu strică, iar un caiet de vacanță conferă un material unitar unde elevul să lucreze fără să mai fie necesar părintelui să umble prin librării să caute nu știu câte culegeri de matematică, nu știu câte de română și așa mai departe. Pe de cealaltă parte, trebuie foarte multă responsabilitate și din partea profesorului și din partea părinților în alegerea acelui auxiliar. În primul rând, trebuie să fie ceva care într-adevăr să corespundă și să nu fie numai ceva comercial. Și de asemenea, modul în care este achiziționat, acum iarăși revine fiecărui colectiv, modul în care se organizează, în mod sigur, impunerea nu este o soluție, dar se pot găsi anumite variante avantajoase. Lucrurile, în concluzie, să fie bine făcute, nu să fie făcute doar așa de dragul de a fi făcute. Mesajul vostru pentru părinții și elevii care se pregătesc, iată, de începerea unui nou an școlar. Le dorim să ia decizii înțelepte, ca să aibă succes, da? Să comunice foarte mult și foarte bine și să ia deciziile în interesul fiecărui copil în parte. Pentru că nimic nu este practic imposibil, de altfel la Școala Sfinții Voievozi sunt foarte multe exemple de bună practică și putem să îi ajutăm cu sfaturi, dar, repet, acest lucru se poate face numai cu ajutorul unei foarte bune comunicări și a unei armonizări a colectivului de părinți și a celui de cadre didactice. Și chiar invităm pe oricine dintre ascultătorii din seara aceasta, dacă doresc, cu cea mai mare plăcere, îi așteptăm la școala numărul 1 Sfinții Voievozi, oricând, în vizită, pentru a vedea ce înseamnă într-adevăr o școală europeană. De altfel, pot intra și pe site-ul pe contul de Facebook și așa mai departe. Microfonul deschis la final, tema discuții opționalele școlare. Mulțumim încă o dată Cristinei Vasilescu, profesor de limbă engleză la Școala Sfinții Voievozi și Rodica Ipană, învățătoare la aceeași școală. Mulțumim încă o dată doamnei directoare Iuliana Soare, foarte cooperantă și dornică să colaboreze cu noi cei de la Radio Trainet. Mâine, în cadrul emisiunii Pentru o mai bună sănătate, că tot vorbeam noi de opționalul acela pentru stilul de viață sănătos, specialistul pediatru Iolanda Vivisenko vă dă sfaturi competente referitoare la imunitatea de toamnă-iarnă și integrarea în colectivitate a copiilor noștri. În continuare la Radio Trainet, Newsfeed cu Victor Silaghi. Să auzim de bine! Trinet Radio. More music. More colors.